Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, indicând temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în majoritatea regiunilor țării. De asemenea, regimul ploilor va varia cu exces de precipitații nord-vest și un deficit în alte zone. Săptămâna 23-30 septembrie 2024 vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în toată România, vor fi mai multe ploi decât de obicei în nord-vestul țării, normale în vest și mai puține în restul regiunilor. Săptămâna 37 octombrie 2024. În sudul țării, temperaturile vor fi puțin mai ridicate decât cele normale, iar în restul țării vor fi în limite obișnuite. Ploile vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă în aproape toată țara. Săptămâna 7-14 octombrie 2024. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale, mai ales în sudul țării. În nord-vest va ploua puțin mai mult decât de obicei, iar în restul țării cantitatea de precipitații va fi normală. Săptămâna 14-21 octombrie 2024. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în toată țara, iar cantitatea de ploi va fi în general apropiată de valorile obișnuite, relatează Antena3.ro.